Bine ați venit la casa Domnului, haideți să ne ridicăm. Haideți să mergem în închinare prin cântare. Aceasta mi-e dorința să te onorez, spune cântarea, cu întreaga mea ființă să te slăvesc. Haideți să facem lucrul acesta împreună. Haideți să ne deschidem inimile în rugăciune înaintea Lui. Doamne, suntem recunoscători pentru harul acesta care ne-l dai fiecăruia dintre noi, să fim în prezența Ta, să fim copiii Tăi, să fim răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos și îți mulțumesc pentru harul care ne-l dai să Te putem sluji pe Tine. Da, Doamne, Te rog din toată inima, vorbește-ne și în ziua aceasta. Amin, amin. Și lasă ca prin cuvântul Tău urechile noastre să fie străpunse. Te rog să schimbi, Doamne, ceea ce trebuie schimbat în viața noastră și Te rog să ne ajuți ca cu adevărat să căutăm voia Ta și să împlinim voia Ta. Binecuvintează pe toți cei ce suntem împreună, Te rog să Te înduri de fiecare situație, fiecare problemă.
Ascultă fiecare rugăciune în seara aceasta. Binecuvintează pe cei ce nu pot să fie cu noi și te rugăm să fii cu ei acolo unde sunt. Te rog să fii cu fratele Dorel, cu fratele Tim. Te rog să binecuvintezi pe sora Lidia, te rog să binecuvintezi pe sora Magda. Te rog să te înduri, Doamne, de nevoile copiilor tăi. Îți mulțumesc pentru că ne vei da și în seara aceasta cuvântul tău. Binecuvintează-l pe fratele Nelu. Binecuvintează tot ceea ce se face prin cântare și tot ceea ce prin mărturie. Te rog să binecuvintezi inimile noastre și ajută-ne, Doamne, ca să putem să ne apropiem mai mult de tine și cu adevărat să domnești în viețile noastre. Amin. Amin. Ocupăm locul și continuăm să lăudăm pe Domnul. Cântarea nouă spune, am 10.000 de motive ca să laud pe Domnul, cântă sufletul meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. Puterile când îmi vor să
slăbi. Al meu suflet va cânta continuu. O zeci de mii de ani și veșnicii, cânta suflet al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. Al lui nume e sfânt, cânta acum, cum nu ai mai cântat. Cânta suflet al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. Al lui nume e sfânt, cânta acum, cum nu ai mai cântat. Aleluia. Vom avea momentele de rugăciune și aș vrea să citesc din Psalmul 40, de la versetul 6, 7 și 8. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile, nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Amin. Amin. Dragii mei, David, care scrie acest psalm, se apropie de Dumnezeu în primele 5 versete cu o inimă de laudă la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el. Și versetul 5 spune, Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine, nimeni nu se poate asemăna cu tine, aș vrea să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le vestesc. Lucrul acesta trebuie să fie o realitate cu noi toți care suntem copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunea, Dumnezeu intervine, Dumnezeu face minuni pentru noi. Amin? Amin. Dar ceea ce mi se pare extraordinar și David se referă la lucrul acesta în versetul 6 pe care l-am citit, spune, tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici arderi de tot, nici jertfe de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. Acestea sunt cuvinte mesianice, un psalm mesianic și se referă la Domnul Iisus Hristos și cuvintele acestea sunt însușite de Domnul Iisus Hristos și găsim lucrurile acestea în Cartea Evrei, tu mi-ai pregătit un trup. Dar ceea ce aș vrea în seara aceasta să fie în mod deosebit subiectul rugăciunilor noastre este aceste urechi deschise pe care numai Dumnezeu le poate deschide. Dragii mei, fiecare dintre noi avem momente în viață prin care trecem, de la prima zi în care cuvântul lui Dumnezeu ne-a străpuns urechile și am auzit glasul lui Dumnezeu și am început să-L urmăm pe El. Este așa de important să continuăm să auzim vocea lui Dumnezeu. Amin? Amin? Și fiecare dintre noi să putem spune, Doamne, vreau să fac voia Ta. Amin. A fost extraordinară cântarea și potrivită aceasta mea dorința. Care este dorința pe care o ai în inima ta? Care este dorința care stăpânește viețile noastre? Aș vrea să spunem în unanimitate, Doamne, dorința mea este cu adevărat să fac voia Ta. Amin. Când Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, vorbește despre faptul că noi trebuie să fim nu numai cei care să ascultăm, să auzim cuvântul, ci să și-l împlinim. E interesant, el a auzit pe Domnul Iisus Hristos cât a fost pe pământ și a fost o vreme în care el a respins pe Domnul Iisus Hristos, dar apoi el își dă seama că cel mai important lucru este să auzi ceea ce spune Dumnezeu. Dragii mei, dragi copii, dragi tineri, toți cei ce suntem în locul acesta, nu este nimic mai important decât să auzi ceea ce îți vorbește Dumnezeu.
pentru că orice situație cu care ne confruntăm, când cuvântul Lui e cel care l-auzim, Dumnezeu ne dă călăuzire, Dumnezeu ne dă mângâiere, Dumnezeu ne dă ocrotire, Dumnezeu este Cel ce ne păzește și acest lucru aș vrea să-l facem în seara aceasta. Sunt multe lucruri pe care aș mai putea să le subliniez, dar aș vrea în seara aceasta faptul că avem musafiri, că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu frații și surorile care sunt cu noi. Am vrea să le dăm posibilitatea să laude pe Domnul, să fie mărturie în seara aceasta, să fie tot ceea ce Domnul le-a pus pe inimă, dar aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu acest gând. Doamne, deschide-ne urechile. Dacă Dumnezeu nu ne deschide urechile, dragii mei, putem auzi cuvântul, intră pe ureche, îl auzim, dar nu are absolut niciun efect în viața noastră, să nu fim acești ascultători uituci, să fim aceia care luăm la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta, continuăm să ne rugăm pentru cei care au nevoie să audă glasul lui Dumnezeu și să-i aducă Dumnezeu la mântuire. Ne unim întotdeauna, ne place să-l auzim pe Eddie rugându-se pentru tatălui, pentru Cleo, Domnul Dumnezeu să-i deschidă inima. Amin. Pentru mama sorei Lucii, Domnul Dumnezeu să intervină în viața ei. Pentru fratele meu, pentru Andreea și pentru fratele Daniel, pentru situația lor, ne rugăm și pentru fratele, prietenul Andrei. Nădăjduiesc ca Domnul să-l ajute să devină un frate. Este Amin. Fratele sorei Mărioara Barac. Ne rugăm și pentru cei bolnavi. Pentru sora Magda, vineri se va duce la testul pentru cetățenie. Va lua cetățenia. Ne rugăm ca Domnul să-i dea sănătate, putere în trup și să îi dea acel curaj, să poată să răspundă întrebărilor care îi se pun și să îi dea Domnul biruință. Amin? Ne rugăm pentru sora Mărioara Toșitiu, i-am spus noi, este de la Lugoj, ea este în California, pentru o problemă de sănătate. Ne rugăm pentru sora Agata, ca Dumnezeu să intervină și în situația ei. Ne rugăm pentru sora Lydia Raț și pentru tot ceea ce Domnul Dumnezeu vă pune pe inimă. Ne rugăm pentru acești copii minunați pe care îi văd în fiecare vineri și pentru care mulțumesc lui Dumnezeu și mă bucur că sunt împreună cu noi. Mulțumesc Domnului pentru toți părinții care au grijă de acești copii și, dragii mei, dorința este ca și ei, la vremea potrivită, să audă glasul lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm și în aceste gânduri și alte lucruri pe care Domnul vi le pune pe inimă, cu toții venim în duhurile noastre, cu voce tare, doi frați și două surori îndemnați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne conducă în aceste cereri înaintea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează toate numele care s-au spus aici în fața noastră, Doamne, Amin. Cu sănătate și cu mântuire. Amin. Caută-i, Doamne, și strigă-i pe numele fiecare în parte, Amin. Doamne, și dorim ca harul Tău să fie îndeajuns pentru ei, așa cum a fost și pentru noi. Amin. Te rugăm și în seara aceasta să lași binecuvântarea Ta prin prezența Duhului Tău în mijlocul nostru. Vorbește-ne din nou prin cuvântul Tău, binecuvintează locul care Te vei folosi. Amin. Te rugăm ca să primești laudele care Ți aduc în această zi și în numele Tău, Doamne, dorim să-L binecuvântăm prin faptul că vrem să facem voia Ta. Ajută-ne, dă-ne putere la aceasta. Amin. Amin. Și Te mai rog, Tatăl nostru care ești în cerul, să deschizi urechile noastre, Doamne Iisus. Amin. Să faci ca cuvântul Tău să ajungă în inimă noastră. Amin. Să avem o inimă pentru Tine, Doamne, și o minte care se gândească pentru Tine. Amin. Înțelepciunea Ta, Doamne, să coboare peste fiecare dintre Amin. Noi aici. În numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat. Amin. 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 Gloria ție, Doamne. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Ocupăm locul și vom continua. Mă bucur că Bogdan este deja aici și împreună cu fratele Isaia și sora Lidia. Tot ceea ce Domnul v-a pus pe inimă, puteți să aduceți prin cântare și cuvânt. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul pentru îndurarea Lui, pentru bunătatea Lui, pentru dragostea Lui. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Mulțumim, ne bucurăm de sarmale, ne bucurăm de friptură, ne bucurăm de pireu, ne bucurăm de salate, ne bucurăm de toate, dar Domnul nu spune numai de asta. Spune, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm, să ne veselim în ea, ziua mântuirii noastre. Dumnezeu ne oferă încă o dată o șansă ca să fim reali cu El. Domnul să atindă sufletele noastre. Amin. Fraților, nu știu dacă să spun așa, eu nu știu, Doamne, unde încă îmi vei mai duce pașii mei, dar știu că Tu îmi poți fi lumină, lumină sfântă pentru ei. Cu fiecare din noi nu știm când ni se termină călătoria pe drumul ăsta, în viața aceasta pământească. De asta trebuie să fim pregătiți. Amin. Pentru surpriză. Săptămâna trecută, miercuri, am fost împreună la bunicii unde mergem noi și soție, tare drăguți, tare, tare drăguți. Ei vin întotdeauna, ne întâlnim duminică, ne întâlnim vineri, dar vii miercuri, nu? Vii miercuri, da, venim. Miercuri a fost și ieri dumnealui a plecat. Și dumnealui era acolo, bună dimineața, bună dimineața, dar unde-i, unde-i dadi? El a murit. N-am fost pregătit să aud răspunsul. De asta mă gândesc că fiecare din noi n-are importanță că suntem 13, că suntem 10, că suntem 50, că suntem 60, 70, 80, 90 și mai departe. Nu știm când ne apare surpriza, când Domnul zice, ajunge. Îmi place de rugăciuni și îmi place aici, eu nu știu dacă am mai citit la dumneavoastră această poezie foarte scurtă, felul în care cel care a fost în suferință în vremea respectivă, Tatiana Topciu a scris cuvintele astea. Nu-ți cer șuvoiul apei tale sfinte, fântânii mele gata a seca. O picurare atât îți cer, Părinte, dar picurarea aceasta fie a ta. Doamne, deschide-ne urechile. Nu-ți cer să faci cu harul tău risipă văpăile durerii când mă împing, ci îngăduie măcar pentru o clipă de poala hainei tale să mă atind. Nu-ți cer prezența suprapământească în cortul meu cu al vindecării dar, ci rogu-te din slava ta cerească, trimite-mi un cuvânt, atâta doar. Nu-ți cer să mă primești la loc de cinste, la masa de stăpân și împărat, o fârmitură, chiar cât un grăunte, ar fi ospățul meu cel mai bogat. Ce înseamnă un cuvânt în vreme de îndurere, în vreme de restriște, un cuvânt din partea Domnului? Nu-și cer ca-n mărginitul, în perimetru, să-mi aduci descoperiri în dar. Privește-mă cum l-ai privit pe Petru, și dăm și mie plânsului cu amar. Eu ce să-ți dau în schimb atâtor haruri? Ce pot să-ți dau ca dar de căpătâi? Mai scumpă-i ca oricare dintre daruri statornicia dragostei
din tâi. Amin. Fraților, pentru astăzi am avut câteva cuvinte din Evrei, capitolul 12. Acum, poate vă gândiți la noi, nu se potrivește că noi suntem așa de uniți, de uite de că avem o casă de adunare și încă vrem să o mai lărgim. You know? Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Numai un pic de subliniere. Din câți dintre cei tineri care suntem aici, li rușine să spună la colegilor, I'm a Christian, eu sunt creștin. Din cât de vârsta medie evităm să spunem celor din jurul nostru cu care lucrăm despre Dumnezeu? Sau m-am gândit astăzi și am întrebat și pe cei de 80-90 de ani dacă încă li rușine ca să spună celui din dormitor cu care sunt la un loc despre jertfa Domnului Iisus. Ne punem, rămâne întrebarea și răspunsul să ne-l dăm fiecare. Uitați-vă dar cu luare minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor un potrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Frați dragi, privirea noastră să fie ațintită la Domnul Iisus Hristos. Să fim recunoscători, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru fiecare din noi. Ce sunt eu, cu ce sunt eu mai bun decât altul care astăzi doarme și el în șanț sau nu are casă sau nu știe în ce direcție să meargă? Bunătatea și harul lui Dumnezeu nemărginit s-a arătat față de noi și ne-a chemat, ne-a ales și ne-a binecuvântat să-i slăvim numele. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbălogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce schiopotează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Chiar dacă concluzia ar fi că la dumneavoastră nu se potrivește lucrul ăsta, e un lucru care trebuie menținut și versetul următor. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Ar fi mai departe, dar știți dumneavoastră, mai departe. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul, vă mulțumesc fraților pentru... Am vrut să nu zic, mai bine să fiu ascultător. Dar mă gândesc cuvântul spus, să atintă inima noastră și în adevăr să fim... Să ne bucurăm, să ne veselim că Domnul ne-a binecuvântat cu zile bune, încă senine și putem, nu avem motive să zicem, nu putem să-ți mulțumim, Doamne, că uite, am lipsă, n-am dureri. Și poate că ne gândim, care n-avem dureri, numai când suntem în durere, putem striga către Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru zile bune, senine, ca și pentru cele cu nori și cu durere. Vă mulțumim. Amin.
Lord of my life. Domnul Dumnezeu să ne dea putere să avem ochii ațintiți spre El, spre veșnicie, spre răsplătirile veșnice. Mulțumesc Domnului pentru sora Maruvia, Marusia. Dânsa, Domnul i-a dat darul poeziei și a scris din nou o carte de poezii și vă rog să veniți dumneavoastră să ne spuneți ce v-a pus Domnul pe inimă și am înțeles că și o mărturie, ceea ce Dumnezeu a făcut în viața dumneavoastră. Ascultăm în continuare pe sora Marusia. Psalmul 65:5. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Psalmul 40:5. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Psalmul 40:9. Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare. Iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Psalmul 30:8. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului zicând: ce vei câștiga dacă îmi vergi sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ajută-mi. Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai deslegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda mea va fi întotdeauna în gura, lauda lui va fi întotdeauna în gura mea. Te înalți, Doamne, căci Tu m-ai ridicat. Mă înconjuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții, dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, am strigat către Dumnezeul meu din lăcașul lui, El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile lui. Psalmul 34:19. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Psalmul 34:20. De multe ori vine nenorocirea peste cei fără prihană, dar Domnul îi scapă totdeauna din ea. Psalmul 34:21. Toate oasele îi le păzește, ca nici unul din ele să nu se sfărâme. Psalmul 66:20. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Psalmul 63:7. Căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine. Dreapta Ta mă sprijinește. Psalmul 4:3. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Psalmul 4:8. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Isaia 58:11. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărei ape nu seacă. Psalmul 146:1-2. Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul, voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Și din cântarea lui Samuel, 2 Samuel 22:47. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea, înălțat să fie Dumnezeu, stânca mântuirii mele. Amin. Pentru cei care, fie că nu mă cunosc, fie că m-au uitat, mă numesc Marusia Iavolska, sunt membră în biserica păstorită de fratele Daniel Chiu, Biserica Logos. În anul 2009 am fost operată
de tumoră la creier. Și am venit la dumneavoastră, cred că la un an și ceva după operație, și am prezentat volumul întâi. Domnul m-a ajutat împreună, el a fost mâna mea dreaptă, nepotul meu Adrian Lulea, și am putut, cu îngăduința Domnului și cu marele lui ajutor, să scot primul volum. După, în anul 2012, tumoarea a recidivat, a fost la un moment dat mai mare decât prima și nu mai puteam fi operată pentru că era într-un loc foarte dificil. Dar Domnul a găsit o soluție pentru mine, un doctor foarte tânăr de la Northwestern University s-a hotărât să mă opereze cu raze gamma și am fost operată la un an după operația a doua. MRI-ul a arătat că tumoarea n-a mai crescut, iar în anul următor Domnul a făcut minunea și m-a vindecat complet. Și astăzi nu mai am niciun fel de tumor. Aș vrea să vă citesc. Deci acest volum l-am scris în 2 ani și aș vrea să vă citesc câteva poezii scurte din acest al doilea volum. Mă uit la mine, mă uit la mine, cea de până mai ieri, mocirla mă scălda în păcate mii și dureri. Tu le-ai iertat pe toate cu sângele-ți sfânt, ca eu să trăiesc azi liberă aici pe pământ, lângă tine, cu tine, în mâna ta dragă, unde dragostea ta m-a purtat viața întreagă. Mă uit la mine, cea de mâine, și știu că sunt mântuită de Fiul tău viu. Când voi fi jos în țărână, de fapt am să zbor la Tatăl și Fiul ajutată de un nor. Sub o ploaie de stele voi ajunge și eu și cu Domnul meu drag voi fi mereu și mereu și mereu. De nu mi-ai fi dat victorie. Moto. M-am pogorât până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Iona 2:6. De nu mi-ai fi dat victorie în focul cercării, când moartea mai să mă înșface, n-aș fi simțit niciodată torentul dragostei tale și nici marea-ți pace. De n-ai fi lăsat peste mine necazuri prăpăstice cu greu le-am sărit, n-aș fi înțeles niciodată prea bine ce scumpă e mâna ce m-a ocrotit. De n-aș fi avut de la tine dar al credinței și cuvântul-ți divin, rămasă eram în al morții hotar. Tu m-ai trecut și smerită ție mă închin. Rugă de toamnă. E toamnă și tot ce a fost copt s-a cules. Frunze clădesc castele de aramă. Adâncul din mine cu un alt înțeles mă foarfecă. Să-l ignor, cere vamă. Dar fi să pierd ca și frunza în rugină. Și de multe ori am fost foarte aproape. În urma mea va fi aur sau va fi tină? Temeri mă taie precum târnă coape. Doamne, pricepere-ți cer să dau rod crescut în lumina cuvântului sfânt. Să fiu mlădița cea bună, nu aruncată pe glod, atâta timp cât mă ții pe pământ. Rugă de seară. La ceasul înserării mi se așterne în față tabloul neascultării pornind de dimineață. Socot alor mulțime, plină-s de disperare și așa alerg la tine să-mi dai a ta iertare. Lumina mea cărare, lumina mea ființă, pentru greșeli amare dă-mi duh de pocăință. Pe toți ce mi-ai greșit, ce mi-au greșit, să-i pot ierta mă ajută. Dă-mi Duhul Tău smerit, înțelepciune multă, mă scoate din genunea păcatelor făcute, primește-mi rugăciunea, dă-mi inimă să asculte, ca semn de îndurare la ruga mea cu lacrimi, dă-mi binecuvântare și vindecare în patim. Și o ultimă poezie. Toamna optimistă. Nu prea se știe cum, dar vara a plecat, în mantii ruginii pomii s-au îmbrăcat. Răcoarea dimineților de vreme se împacă de minune cu albe crizanteme. Din tufănele mici iese parfum amar,
Soarele încălzește din ce în ce mai rar. Ziua s-a micșorat, căci toamna cere vamă. Melancolii uitate mă prind și mă recheamă. Dar vine Duhul Sfânt și îmi spune cu putere: nu ai pe lângă tine ce inima îți cere? Și ce dacă e toamnă? Nu ai tot ce ai vrea? Păcatele iertate, cerul și mântuirea? Că mai trăiesc o toamnă, îți mulțumesc fierbinte. E primăvară în urmă și o alta înainte. Cu cât mai multe toamne se aștern în urma mea, cu atât sunt mai aproape de primăvara ta. Amin. Amin. Mulțumim frumos și dăm slavă Domnului, sora Marusia, pentru harul acesta al minunilor lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să vă folosească mai departe, în felul în care El... Amin, amin. Slavă Domnului și Domnul să vă binecuvinteze. Nu știu, n-ați spus nimica, dacă aveți ceva cărți. Dacă cineva dorește, se pot adresa. Bine, Domnul să vă binecuvinteze. În continuare ascultăm pe Jeff cu o cântare și după care cred că și Bogdan, dacă tot este aici cu noi, să-i dăm harul să mai cânte și el spre slava Domnului o cântare, iar apoi copiii se vor pregăti să încheie programul din dimineața aceasta. Sora Lidia cu Bogdan. Bine. God's peace.
is with me. In the light of God's holiness, I see myself as I am. In the light of God's holiness, there is grace for all men. Așteptăm, Iisuse, te-așteptăm să vii. Drumurile lumii sunt tot mai buni. Drumurile lumii sunt tot mai buni. Nu.
versetul măcar scurt. Mă aud cântând și nu vine să cred. După operația care am avut-o în martie la sfârșit, mi s-a spus că o să-mi pierd vocea sau să plec. Și niciuna din ele nu s-a întâmplat, sunt aici când și câteodată când mă aud cântând, parcă nu vine să cred că Dumnezeu mi-a lăsat vocea și totuși pot să slăvesc pe El. Și îmi pare rău când cântesc, câteodată aș vrea să cânt tot timpul, cum altă dată făceam. Și mulțumesc, Domnule. Odată o să vă spun pe unde am trecut și cum am ajuns unde am ajuns. Copiii vor lăuda în continuare pe Domnul. E adevărat ce spunea David. Numărul minunilor sunt prea mare ca să le trâmbițez. Dar e o seară mărturiei. Slavă Domnului pentru toate minunile Lui. Amin. Amin. Dacă aș fi un dulgulos, la mătă melui în ascuns. Dacă aș fi un papagal, aș repeta laudă, laudă pe el. Pe care ne-a creat să fie lăudat. Tot avem pentru ce să ai de mulțumire. Să avem pe face
câteva anunțuri pentru Biserica Domnului. Următoarea întâlnire în Casa Domnului va fi miercuri la ora 7. Vă invităm cu toată dragostea să participați la acest studiu biblic miercuri la ora 7. Vineri vor fi repetițiile obișnuite pentru copii, pentru orchestră, pentru cor, pentru grupul de închinare. Domnul să binecuvinteze pe toți cei ce jertfesc și fac lucrarea aceasta pentru slava și gloria numelui Lui. Ne vom întâlni din nou duminică dimineața la ora 10. Cu ocazia acestui serviciu vom avea serbarea mesei Domnului. Serviciul de după masă încă va rămâne la ora 6. Ne vom întâlni în locul acesta pentru închinare duminica viitoare, tot la ora 6. Acum ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie. În timpul acesta, orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare.
Ne ridicăm, deschidem scripturile pe care le avem la Evanghelia după Luca, capitolul 16, și vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând de la versetul 19. După citirea textului, corul va lăuda pe Domnul. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în nin subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te deci, părinte Avrame, să trimezi pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede, nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Amin. Lăudăm pe Domnul. Corul. Thank you.
dimineață. S-a început aici să se vorbească despre rai și despre iad. Și s-a avut în vedere un singur lucru la care nu ne-am prea gândit. Frica, spunea fratele Cosmin, poate să ne ducă în rai sau poate să ne ducă în iad. Depinde ce frică. Duminica trecută am vorbit despre rai. Raiul lui Dumnezeu. Acum, duminica trecută, când am vorbit despre rai, nu s-a terminat bine predica și când m-am pogorât în sală, au început toți să vină la mine să dea mâna și a spus, frate Nelu, să vorbești despre rai, că ne place! Astăzi, probabil că nimeni nu va veni să dea mâna cu mine. Voi vorbi despre iad. La început, voi avea în vedere ce spun oamenii despre iad. Apoi vom vedea din Biblie ce spune Biblia, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Dumnezeu, Iisus Hristos, despre iad. Și în al treilea rând, vom avea și o surpriză. Vom vorbi despre Evanghelia iadului. Poate că nu v-ați gândit la așa ceva. Nici eu nu m-am gândit până acum. Să mergem la prima parte și să încercăm să vedem ce spun oamenii despre iad. Depinde foarte mult în ce timpuri. Înainte de anul 1900, 1% din oameni spuneau că nu există iad. Astăzi lucrurile s-au schimbat foarte mult. Biblia spune că în zilele din urmă cunoștința va crește. Și odată cu cunoștința se mulțește și păcatul, se mulțește și răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu și am ajuns să spunem că, de fapt, nu mai există iad. Un preot catolic, citez, iadul este o invenție a bisericii pentru a ne controla. Papa Francisc, nu de mult, citez, spune așa, biserica nu mai crede în iadul literar, ca fiind locul în care oamenii suferă și sunt chinuiți de către satana. Această doctrină este incompatibilă cu dragostea nemărginită pentru Dumnezeu. El este un judecător, el nu este un judecător dur, ci un prieten și un iubitor al umanității. Dumnezeu caută nu să condamne, ci doar să îmbrățișeze, precum povestea despre Adam și Eva, unde vedem iadul ca un instrument literar. Iadul este mai degrabă o metaforă pentru un suflet singur, izolat, dar toate aceste suflete vor fi unite prin dragostea lui Dumnezeu.
șeful Bisericii Catolice spune că nu este iad. Și că Biserica Catolică nu mai crede în iad. În America, aici s-au interogat să vadă ce părere au oamenii despre iad. Și foarte interesant, 40% dintre americani au spus că nu există iad. Dar foarte interesant, 67% au spus că rai există. Și dacă s-a făcut același test pe credincioși, dacă am spus că pe toți oamenii 40% nu cred în iad. Și cred că asta e o poveste, o închipuire. Când i-am interogat pe credincioși, interesant, 41% spun că nu este iad. Martorii și adventiștii spun că nu există iad. Sau dacă adventiștii admit iadul, ei spun că oamenii care vor pleca în pedeapsă acolo vor arde instantaneu și gata-i cu ei, intră în necunoștință. Și așa cred oamenii despre iad. Recent a fost o evangelizare în județul Sălaj. Și acolo a venit cineva care i-a învățat pe oameni că nu există iad. Și s-au sculat oamenii la urmă și a spus: ne place și nouă învățătura asta că nu există iad. Cum să nu le placă când păcatele noastre ale oamenilor sunt multe și nu ne convine pedeapsa lui Dumnezeu? Am făcut vizite pastorale. În timp ce slujam la o biserică aici în Chicago. Și mare mi-a fost surpriza când un membru baptist mi-a spus: nu există iad, nu există rai, nu există viață veșnică. Tu crezi așa ceva? Mi-a spus. Noi trăim prin copiii noștri. Nu există viață veșnică. Nu există iad. Ăsta a fost un caz, poate, pe vremea aceea, acum 24 de ani, un caz izolat. Cine știe câte sunt astăzi? Site-ul baptiștilor numai, din România, nu de mult a publicat un articol. Și articolul l-au intitulat Gluma iadului. Și au spus: tot mai mulți baptiști credincioși de-ai noștri nu numai că cred că nu există iad, dar să și comportă și demonstrează că ei nu cred așa ceva. Ce spune Biblia despre iad? Domnul Iisus Hristos și Biblia vorbesc despre iad.
în Biblie se vorbește de 254 de ori de iad. Iisus Hristos, când a fost aici pe pământ, a vorbit de 56 de ori despre iad și numai de 24 de ori despre rai. Aici pe pământ, noi oamenii care suntem răi, știm să ne facem rânduială și avem pușcării, avem locuri de pedeapsă, sunt tribunale care îi condamnă pe oameni dacă fac rele și îi pun într-un loc de pedeapsă. Ce vă închipuiți? Dacă oamenii au așa ceva, Dumnezeu, care este Tatăl Ordinei, nu o să aibă și El un loc de pedeapsă ca să-i pună pe cei care nu ascultă și pe cei care sunt răzvrătiți? Ascultați, vă rog, ce spune Biblia. În Numeri, capitolul 16, versetul 30 până la 32, vorbește, sunt cuvintele lui Moise. Și ascultați, vă rog, cuvintele acestea. Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să înghită cu tot ce au, așa încât se vor pogorâ de vii în locuința morților, atunci veți ști căci oamenii aceștia au hulit pe Domnul. Pe când isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două, pământul și-a deschis gura și i-a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Spune textul, i-a pogorât în locuința morților. Cuvântul acolo în original este Sheol. Și un alt cuvânt în Vechiul Testament este groapă. De unde știm că uneori se confundă groapa cu Sheolul sau cu locuința morților? Știți că Dumnezeu a avut grijă când a scris Biblia, că spune toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. A avut grijă atunci ca să dea un sunet clar și o imagine clară și despre asta. Oriunde se spune în Biblie Sheol sau locuința morților, este la singular. Și unde se vorbește de groapă, este la plural, pentru că gropi sunt mai multe. Facem deosebirea între Sheol, între cuvântul care semnifică iad și groapă. Apoi, în Psalmul 89, versetul 48, se pune o întrebare. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea? Care să
poată să scape sufletul din locuința morților, din Șeol, adică din iad. Era așa o ceață în Vechiul Testament, încât nimeni nu mai avea nicio speranță. Oamenii spuneau, nu se poate, nu există ca cineva să-și poată scăpa sufletul din iad, din Șeol, din locuința morților. În Proverbe, capitolul 7, versetul 27, întâlnim din nou cuvântul acesta Șeol. Vorbește despre femeia stricată și spune, casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții. Isaia, capitolul 38, versetul 18. Căci nu locuința morților, adică Șeolul, te laudă, nu moartea te mărește, și cei ce s-au pogorât în groapă. Și aici se confundă Șeolul cu groapa. Dar este clar că este vorba despre același lucru. Șeol, iad. Și spune, te mărește și cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta. A scris un om de aici de pe pământ, Dante. A scris iadul. Printre puținii care a scris despre iad. Și-aș vrea numai un singur lucru din romanul lui să-l subliniez. Dante a spus așa, pe frontispiciul iadului, acolo stă scris, cei care intrați aici, să vă luați orice speranță. Că suntem aici pe pământ și dacă suntem în pușcărie, sperăm, băi, trec și ăștia 20 de ani și până la urmă mă duc și eu, îmi găsesc o nevastă, mă căsătoresc și până la urmă îmi fac viața. Sau alții care sunt în război spun, dacă dă Domnul să mă întorc în America sau în România sau de unde-s, mă pun și refac viața, o să-mi fac un business, o să-mi fac speranțe. Dante spune, cei care au pătruns pe porta iadului, nu mai sunt speranțe. Am citit textul acesta din Evanghelia după Luca. Și acolo ni se spune că era un om în chinuri foarte groasnice. Și a strigat când l-a zărit pe Avram. Părinte Avrame, fie-ți milă! Foarte interesant. Avram îi spune, nu se poate, pentru că între noi și voi este o prăpastie, așa ca cei care ar vrea să treacă de aici acolo sau de acolo la noi, să nu poată. Biblia spune, ce-a închis Dumnezeu, omul nu mai poate să deschidă. În Noul Testament,
cuvântul care e folosit pentru iad este grecescul Hades. Îl găsim de vreo 11 ori în Noul Testament și care este tradus cu locuința morților. Iată, în Luca, capitolul 10, versetul 15. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților. În capitolul 16, tot din Luca, versetul 23, textul pe care l-am citit ca bază pentru după masa aceasta. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Chinuri. Există un loc de pedeapsă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu este îndelung răbdător. Cât de îndelung? Toată viața ta, până în ultima clipă, te rabdă. Ar via pentru că El te-a făcut. Ești copilul Lui. Ar vrea să te ducă într-un loc bun, de care am vorbit duminica trecută, raiul lui Dumnezeu. Dacă nu-ți ajunge o viață să te pocăiești, după aceea nu mai există nicio speranță. Apoi, în cartea Faptele Apostolilor, pe care o studiem, în capitolul 2 pe care l-am bătătorit și probabil din care am avea încă de extras multe învățături. Spune așa, 30 versetul și 31. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților, în Hades. Citează Psalmul 16 cu versetul 10. Iad în Noul Testament mai are încă un cuvânt. Probabil l-a îngăduit și cuvântul acesta ca să arate starea din iad. Ce este acolo? Și cuvântul acesta este gheenă, care înseamnă tot iad, care înseamnă tot ce înseamnă Hades sau Sheol sau locuința morților. Ascultați, vă rog, Matei, capitolul 5, versetul 22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Aici întâlnim prima dată cuvântul acesta de gheienă în Noul Testament. În Marcu, capitolul 9, versetul 43. Ascultați, vă rog.
dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghienă, în focul care nu se stinge, spune cuvântul. În textul pe care l-am citit, Luca 16:24, și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Adică este vorba de foc. Unii oameni spun, pilda aceasta din Luca 16, asta a fost o povestire imaginară. Niciodată Iisus Hristos n-a spus povestiri imaginare. Totdeauna a spus, textul care l-am citit, am început să citim așa, era un om. Așa a spus Iisus Hristos. Și acum dați-mi voie dacă textul acesta este comentat. Să citim un alt text, care nu-i mai ca și textul acesta care poate să fie interpretat cum vor oamenii. Matei, capitolul 13, versetul 36 și în continuare. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă, ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis, tâlcuiește-ne pilda cu neghina. Acum nu mai erau mulțimile care îl îmbulzeau, era numai de acasă, erau ucenicii, și acum Iisus Hristos le tălmăcește, pentru că El este proroc, le tălmăcește pilda cu neghina. Vă rog să o ascultați. El le-a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este Fiul lui Dumnezeu. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul viacului. Secerătorii sunt îngerii. Și acum, un singur lucru rămâne netălmăcit. Focul. Ascultați, vă rog. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Fraților, există iad. Iisus Hristos a spus că există iad. Dar am promis la început că vă voi vorbi în partea a treia de Evanghelia iadului. Vă vine să credeți că există o veste bună, că există Evanghelie în legătură cu iadul?
În Evanghelia după Matei, capitolul 25, la versetul 41. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Prima veste bună, că Dumnezeu n-a pregătit iad pentru oameni, ci pentru îngerii răzvrătiți și corupți, le-a făcut un loc de pedeapsă. Și unii oameni și-l fac de tată pe diavolul și dacă nu vin la crucea Domnului Iisus Hristos, dacă nu acceptă salvarea pe care le-o dă Dumnezeu, să duc cu tatăl lor în locul de pedeapsă. Evanghelia iadului este că pentru noi oamenii Dumnezeu n-a pregătit iad. Apoi, a doua veste bună este că, ascultați vă rog ce spune Apostolul Petru în 2 Petru, capitolul 2, versetul 1 și în continuare. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Dați-mi voie să vă spun, zilele acelea le trăim. Să ascultăm în continuare. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngeri care au păcătuit, și aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 înși, când a trimis potopul peste lumea de nelegiuiți, dacă a osândit el la pieire și a făcut în cenușă cetățile Sodomei și Gomorei ca să slujească de pilde celor ce vor trăi în nelegiuire. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a celor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Evanghelia iadului ne spune că toți oamenii care ne-au chinuit aici pe pământ sunteți la servici și aveți câte un om că zici, Doamne Dumnezeule, și vă face viața amară. Oameni din ăia sunt pe stradă, sunt în familii, în ultimul timp au apărut în biserici. Evanghelia
iadului spune că oamenii aceștia vor fi în iad. Nu vor mai fi raiul lui Dumnezeu ca să ne chinuie. Acolo nu va fi nimic vrednic de blestem. Acolo va fi minunat în raiul lui Dumnezeu. Apoi, în legătură cu iadul, avem o altă evanghelie. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 26, spune așa: vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 14. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Evanghelie, veste bună. Dumnezeu pune într-un loc de pedeapsă pe oamenii răi care nu vor să se pocăiască, pune în locul acela de pedeapsă pe îngerii corupți, pune în locul acela de pedeapsă moartea și locuința morților. Ne-a întrebat Cosmin dacă ne este frică de moarte. Iisus Hristos, după ce a înviat, a făcut următoarea afirmație. 1 Corinteni, capitolul 15. Unde îți este biruință moarte? Moartea și locuința morților, spune, au fost aruncate în iazul de foc. Apoi, evanghelie, pentru că acolo în iad va fi diavolul, satana, pârâșul. A plecat la Iov și după aceea s-a dus la Dumnezeu și l-a părât pe Iov. În Vechiul Testament ni se spune că l-a părât și pe marele preot. Marele preot era în fața tronului și era diavolul acolo și îl păra. Spune Biblia, pârâșul fraților noștri. Nu va mai fi. Îl pune Dumnezeu în iad. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9 și 10. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșela întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați îngerii lui. Și am auzit un glas din cer care zicea: acum a venit mântuirea, puterea, împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea lui Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Dar nu numai jos. Acum e jos și vine la noi să ne înșele. Dar într-o zi Dumnezeu îl va arunca cu locuința morților, cu moartea, cu prorocul mincinos și pe diavolul în focul cel veșnic. În județul Sălaj la noi a venit un tânăr din New York și a venit la unchiul său și a spus: unchiule, vrei să te duc în America? Și el a răspuns: nu. Cum? Toată lumea vrea să vină în America, dumneata, nu vrei să vii? Nu. Și bătrânul l-a întrebat:
Spune-mi, te rog, acolo în America, în New York, la voi, este diavol? Și tânărul i-a spus, este. Păi, bătrânul a zis, dar tu la ce să vin? Că vine și aici și mă face să mă cer cu nevasta. Vine și ne părește, ne face zile amare. Caută să înșele, spune Biblia. Dați-mi voie să vă spun. Evanghelia iadului. Dumnezeu va arunca pe pârâșul nostru, pe diavolul, cel care ne-a făcut zile amare în iad, în focul cel veșnic. Apocalipsa 20, versetul 10. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara, prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Și doresc să închei cu adevărat Evanghelie. Știți dumneavoastră cine ține cheile iadului, a locuinței morților? Deschideți, vă rog, la Apocalipsa, capitolul 1, versetul 16 și în continuare. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme. Ați auzit expresia asta dimineață. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, a spus Iisus Hristos. Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și a locuinței morților. În Matei, capitolul 16, versetul 18, Domnul Iisus îi spune lui Petru, și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră am să zidesc biserica mea. Adică ceea ce vedem noi astăzi. Și spune Domnul Iisus Hristos lui Petru, și porțile locuinței morților, adică iadul, nu o vor birui. În ultimul text, în Matei capitolul 10, versetul 28, și asta face și mai mare legătură cu învățătura pe care am primit-o dimineață. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă, adică în iad. Cine este acesta? Dumnezeu, Iisus Hristos. Oamenii nu se tem de Dumnezeu, dar se tem de oameni. M-am dus în România să predic și au spus, nu vă supărați, ne place, venim să ascultăm, dar nu acum, că vine preotul. Și ni frică. Oamenii nu se tem de Dumnezeu, se tem de alți oameni. Și am învățat noi că frica de oameni este o cursă. Dumnezeu este cel care ține cheile de la iad. Veste bună.
Și dacă astăzi suntem pe pământ și suntem în locul acesta și am auzit mesajul lui Dumnezeu, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, că este Evanghelie. Putem ca prin jertfa Lui răscumpărătoare a Fiului Său să moștenim raiul lui Dumnezeu, care cu adevărat a fost pregătit pentru oameni, nu iadul. Doamne, ajută-ne ca să avem frică de Tine. Amin. Haideți să ne ridicăm și să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru harul mântuirii. Cei mântuiți nu se tem de iad, pentru că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta, pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, cu toții să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și în seara aceasta mă bucur că fratele Timotei este din nou cu noi. Ne-am rugat pentru cei care n-au fost cu noi, dar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne dă harul să-L avem cu noi. Și aș vrea să-L rog pe fratele Timotei să ne conducă în această rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți, de acum și până în ziua veșniciei. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, să aveți o săptămână de har și Domnul să ne ajute să ne uităm înainte spre ziua când vom fi împreună cu El. Amin.